citesc poezia. Doamna doctor, în ce an a fost? Asta este efectiv dedicată lui și mai am și altă. Asta a scris-o acum vreo două zile. Nu mai vreau despre moarte. Parcă toate eforturile mele disperate sunt de vânt și de ploaie spulberate. E adevărat, aș vrea să mor, să mă mai nasc o dată, să-l întâlnesc în calea pe cel ce a fost un pictor, poet și pamfletar, iubit, dar și hulit. Mie mi-a fost bărbat și cel mai bun mentor în drumul ce în viață l-am urmat. Și acum aștept să ne întâlnim în univers ca două jumătăți de nedesprins, ca o monedă cu față și revers. 9 noiembrie 2017. Și buzele, buzele tale care mușcă din măr și din mine cu aceeași poftă nebună, iar degetele lungi și subțiri, făcute să cânte pe strună, să-mi plătesc coale mele caițele unei scoarțe străbune. 10-10-2017. E în alt registru, mă scuzați, mai dar pe natură. E foarte dar, e din... E, suntem noi doi, serios, așa e. Nu știu dacă v-am întâlnit, dar nu știu dacă ați căsătorit. Și mi-a venit la lesement. Ne-a invitat pe toți de acolo la un chef, am fost la un cuciu. Laboratorul de sănătate mentală. Da, da, da. Cine a venit? Fimea? Așa a zis? Nu, nu. Eu? Cum? Da. Unde? Aici? Acolo? Acolo la lesement. Dar nu a venit el, ne-a invitat la lucru. Nu, stați puțin. Era vorba de nu medicul legal, ci expertiza capacității de muncă. Nu vorbesc de muncă. Nu altceva, că nu v-ați căsătorit. Da. Vimi a venit la RSM, unde aveam mulți prieteni, eram și eu acolo. Un local sau ce era? Și ne-a invitat la Cârciumă să facem un chef. Laborator de sănătate mentală și persoanele cu probleme psihice mergeau înainte acolo. Nu, deci noi eram aia care lucram acolo. Deci eram psihiatri. Mă scuzați. Eram psihiatri de acolo, dar noi a venit, da. Așa. Și ne-a invitat la restaurant, a spus și dumneavoastră cu noi acolo. Deci a sărbătorit separat, aici în Slatina, da. A sărbătorit căsătoria lui cu dumneavoastră cu noi. Fantastic, nu-mi aduc aminte momentul. Deci am impredenția că era memorie de elefant, cum da, bineînțeles. El a venit singur la LSM la noi și ne-a invitat. Dar la Crăciun a fost. Fantastic, mai aduci aminte? Uite, nu-mi aduc aminte. Dumnezeu să-i primească și Dumnezeu să vă dea sănătate, ca să-l pomeni. Nu promise că vine. Deci vreau să vă spune că nu l-a găsit? Sau că le-a aruncat? Dumnezeu i-a spus aceasta. A spus că nu are cheile. Vreau să vă spun următorul lucru. În afară de partea mea, a mea și a ei, stic sentimentală, poate au și o valoare literară. Și este păcat pentru județul Olt. Da. Deci eu am cunoștințe și în București și în lumea largă care pot promova. Deci vreau nu numai partea strict sentimentală, ci și partea literară, artistică. Da, exact. Mă voi strădui. Că v-am arătat că și eu am preocupări în domeniul. Să știți că este, da, să spun. Da, este. Eu mă voi strădui. De părinte putem interveni și noi. Nu am spus că nu e punct de la o să spună că le-a pierdut, nu le-a găsit sau să-i spune să nu le distrugă. Sau le distruge. Vă garantez, la modul de personalitate pe care o au, apropo de psihologie și nu știu ce, așa vor face. Gânduri. Și ceasa se contopește cu fumul de țigară, dar gândurile mele nu se mai contopesc cu ale lui. Unde să-l întâlnesc? În rai? În infern? În iad? M-aș duce oriunde, pentru că am refuzat să-l întâlnesc pe pământ. 15-10-2017. Iar sunt sub semnul grației. Unii zic grație divină. Eu îi spun pur și simplu iubire. Dar nu acum. Parcă plutești, parcă zbori. Și nu mai ai voință. Nu ești decât o mănușă, cu ghilimele mănușă, pentru celălalt. Așa spunea cineva pentru care devenisem acea mănușă. Câtă dreptate avea. Și asta este mai lungă. Da, vă rog. Citiți. Pădurea. Mi-era dor de liniște și am luat drumul către soare. Iar el m-a condus în marea de liniște, pădurea. Sinfonie de culori punctată de câteva triluri, păsări întârziate. Și în oaza asta de pace, doar pașii mei foșnind prin coborul de frunze al toamnei și mișcările ritmice ale ciocănitoarei fac puțin zgomot. Atât cât să simt mai bine liniștea și singurătatea. Toate simțurile naturii sunt potolite acum.
după ce a dat rodul iernii și al toamnei și așteaptă odihna iernii. De aceea lumina se cerne blândă peste creștetele copacilor și ale oamenilor și te face să zâmbești și să te simți împăcat cu tine însuți. Din plasa crengilor negre curge albastru și atât de curat și de rece încât te amețește. Frunze maronii de stejar și ghinde îmi înfășoară picioarele, care se afundă în acest covor foșnitor și mă îndeamnă să rămân, lângă moșnegii mei buni, copacii, departe de mulțimea dezlănțuită. Ca un mic animal ce stă la pândă, ciulesc urechile pentru că aud un zgomot, dar nu știu de unde vine. E ca o ploaie încetinită. Ah, sunt frunzele care se scutură și cad și iar cad, până când copacii rămân goli. Ochii și urechile s-au desfătat, dar nările încep să freamăte. E mirosul toamnei. Lemn uscat și frunzit veșted, dulce și amar, potolit și răscolitor. Și ar vrea să-l sorbi într-una. Și tot mergând, adulmecând mirosul, ciulind urechile și admirând culorile calde ale toamnei, iată, am ajuns la lizieră. Am brațele pline de trofee. Frunze, mușchi verde, ghinde, o pană de cocoș, crânguțe. Trebuie să mă întorc în mulțimea dezlănțuită. Dar îți mulțumesc, pădure, pentru a nu știu câta oară, că m-ai făcut să mă împac din nou cu mine însă. Noiembrie 1981, Comuna Icoana, județul Olt, România. 81. Deci, la sfârșitul anului 70, l-am cunoscut eu pe Bibi. Da. Aceeași perioadă cu incidenții. 79, ceva de felul ăsta, așa. După și el, pe vremea aia, ca tot timpul de altfel, lucram particular. Da. Și eu l-am întrebat dacă el își plătește asigurări sociale ca să aibă pensie. Și el a început să râdă și a zis, hai mă, Paule, trăiesc eu să ajung la pensie. Nu plătea. Nu avea cum, pentru că avea cerere de emigrare și nu l-a angajat nimeni. Nu, ăsta era motivul, nu. El lucra în particular, îi plăcea să muncească în particular, câștiga bani foarte frumos, să știți, pentru că scria. Lucra cu ăla de la Scornicii. Haideți să vă spun. Lucra cu ăla de la cooperație. Am fost la o psihologă. Da. Pentru că e prima dată când merg la o psihologă. Dar, și știți, i-am spus un lucru. El și pictam să vă arăt poeziile lui. Apropo de bani. Zău că nu m-a tentat asta la el, pe cuvânt. Dar a făcut un gest, pentru că sunteți majoritatea bărbați. Regret că vă spun și niște lucruri. A venit o dată în București și a umplut patul cu bani. Așa, păi da, câștiga și... foarte mult, să știți. Foarte totul s-a întâmplat pe patul respectiv cu bani. Ce mai la sigur social? Ce și-ar dori o femeie mai mult? Cred că da. De ce muncesc ei la negru și nu plătesc? Dar eu am reținut, mi s-a părut o chestie total ieșită din comun și frumoasă. Adică pe o femeie, o amestă, o mușcă, se mai acest, vă dați seama? Nu vă pot spune ce a iubit cel mai mult Viorel, dar vă pot spune ce a urât cel mai mult. Banul. Banul a urât. Era banul că nu intra la el. Știu asta. Atunci e când nu intra în buzunarul lui, îl ura pe bani. Da. Nu, și când îl avea, nu, îl detesta. Da. Îl termina. Așa, și mai am o poezie lungă, lungă în sensul că nu face parte din, să zic, capitolul normal. Iubire, adică unde scriu, ați văzut, scurte. Se numește pentru că eu sunt un om îndrăgostit de culori. Am în rețeaua mea pe LinkedIn și nu numai, foarte mulți pictori și artiști fotografi din lumea întreagă. Zău nu vă mint. I-am și spus domnului. Așa. Deci chiar nu vă mint. Din Statele Unite, din Australia, din Japonia, de peste tot din lume. Deci sunt un om teribil de îndrăgostit de culori. O cafeluță? Da, mersi. Așa. Doamne. Că de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Pentru că picta. O să vă arăt și niște fotografii ale picturilor lui. Dar apropo de culori, am scris și o poezie care se numește Culorile Toamnei. Dacă mai aveți răbdare și nu am acaparat prea mult, nu o să vorbim despre el. De fapt, tot despre el vorbim. Da, vreau să. Am și preconizat că va fi o pomană culturală.
Da, nu știam că dumneavoastră sunteți un om atât de prolific în ceea ce privește literatura aparte. De ce vreți poezii, de ce vreau poeziile lui? Pentru că atât de mult semănam, deși cu partea de culorile. Eu sunt înnebunită după culorile. Vă rog să le citiți. Așa. Deci asta se numește Culorile Toamnei. Da, haide să... Da. Nu, dacă vrea, lasă că eu înregistrez. Nu e bruiaj, e bruiaj de fond, probabil. Am uitat chipul lui Iisus Hristos cu chipul meu. Le-am căutat în pod, vă spun sincer. Și le-am găsit și mi-am adus aminte cum stăteam cu capul pe pernă și este chipul lui Iisus Hristos cu coroana de spini. O să vă arăt. Și cum îmi spunea, hai stai, mai ai răbdare. Era chipul meu. Și m-am întâlnit cu cineva și a zis, măi, ce curaj a avut omul ăsta. În primul rând că a pictat chipul unei femei ca model pentru Iisus Hristos. Deci o femeie, nu un bărbat, cum e obișnuit, nu? Da. Apoi, fantastic, este culcat, deci în poziție orizontală. Întotdeauna Iisus este ori pe cruce, ori în diverse posturi, dar verticale, nu? Așa deci, e. O premieră, o să vă arăt. Deci, deocamdată revin însă la dragostea mea pentru culori. Se numește Culorile Toamnei și este scrisă tot în octombrie 82. În fiecare toamnă, ochii mei avizi de culori sunt uimiți și încântați de armonia asta blândă și dulce a culorilor toamnei. Verdele pierde din intensitate și din teren. Se mai îmblânzește și el, nu mai este atât de crud și de pătimaș ca în timpul verii. Doar lacul are cu adevărat culoarea smaraldului și pe el se odihnesc frunze de chihlimbar, plutesc ușor duse de curent asemeni mie. Vara plânge cu lacrimi de sânge pentru că pleacă. Și ghirlandele de iedere, în cea mai minunată nuanță de grena, bătând spre roșu, atârnă pe ziduri sau prin copaci ca niște lacrime ale resemnării. Acest grena este într-adevăr culoarea specifică toamnei. Și lângă el, în cea mai perfectă armonie, iată, galbenul devine atot stăpânitor. Toamna, ca o doamnă matură care se îndreaptă spre vârsta senectuții, totuși mai cochetează cu verdele și îmbinarea este plăcută ochiului. Pentru că doamna toamnă nu este nici stridentă, nici vulgară. Galbenul de chihlimbar, galbenul și mai intens spre portocaliu, predomină. Și dacă verdele ne aduce aminte de vară, iar galbenul și grenaul spun că-i toamnă, coaja asta de mesteac în cupete negre ne face să nu uităm iarna, zăpada albă și urmele pașilor, oare pierduți? Acum însă ochii mei sunt mirați ca unui copil de risipa asta de culori. Iată și verdele cachii, sunt frunzele roșcovilor, care au însă o culoare prea sobră, grena spre brun. Câțiva copaci s-au împodobit cu frunze de culoarea vinului vechi. Ciudățenii frumoase ale naturii. Tot ce face ea este frumos. Doar oamenii strică uneori. Totul cade, totul are tendința spre orizontalizare, la plecăciune, la reverență. Doar coloanele acelea brune rămân în picioare, copacii. Aș vrea să mă lipesc de ele, să-mi plimb mâinile pe scoarța aspră, să-mi rănesc pielea și câteva picături de sânge să fie semnul că sunt sora voastră de cruce. Am statornicia voastră, am rădăcinile voastre, dorul spre înălțim și spre puritate, dar și frunzele bătute de vânt, smulse de furtuni, cu lacrimi de ploi. Haideți, zâmbiți și voi, pentru că lumina toamnei, blândă și dulce, se revarsă ca mierea și ne polește trupul și ne îmbrânzește sufletul și devenim mai frumoși și mai buni. Cum e lumina de afară? Acum ce să vă spun eu, doamna doctor? Și data că este octombrie 82. Pictorii sunt îndrăgostiți de culori. Dar nu există pictor care să poată să folosească în tablourile lui toate culorile toamnei. Natura este cel mai mare colorist. Mult mai bun colorist decât orice pictor. Eu am încercat în literatura asta cât de cât să redau ce am impresia asupra mea. Deci eu nu am cultură în domeniu. Literar. Am citit, e adevărat, am citit literatură așa, de-a lungul timpului. Vorbire, îmi pare rău, când v-au zis de pădurea de la Icoana. Să știți că pădurea asta de la Icoana, care a fost restituită proprietarilor de drept, a fost defrișată de corții. Și acolo la Icoana era o familie, dacă nu mă știu, o chema Boje. Erau patru frați, bărbați, și au zis că ei nu-și taie pădurea, că și-o vor păzi.
și au păzit-o și au prins într-o noapte... Boje sau Boaje? Boaje, Boaje, Boaje. Nu țineam eu bine aminte cum îi cheamă. Și au prins într-o noapte hoții care le tăiau lemnele. Erau cu două căruțe cai. Și ei au prins și au dus la poliție. Și s-a supărat polițaiul. Și le-a pus cătușe, le-a dat și o amendă de 20 de lei, erau mari 20 de lei pe atunci. Și a zis, cine sunteți voi să prindeți hoții? Și le-a confiscat lemnele și a și amendat. Că au prins hoții. Ironia sorții, ca de obicei. Să știți că a fost defișată pădurea. Uite, v-au zis vorbind despre ea, că ați fost acolo cu vinii. Vai, ce fericit eram în pădurea. Nu, atunci nu eram cu ei. Era medic de circă în comuna Icoana, atât a fost. Și am fost întotdeauna îndrăgostită de pădure. Și acum s-a încălcat. Dar lui ne dați și nouă pozele, mi-le puteți pune pe un e-mail? Ia, da, așa ar trebui să le pun. Să pune Georgiana. Doamna doctor și domnul Stănescu, domnul Popescu. Vă confund și nu vă place bine. N-ai cum să mă confund, că mă știi prea bine. Mă știi ca pe un cal. În pădurea de la Icoana de acolo, da. A sălășuit un mare haiduc. Da? Ce știți eu, cum se numește? Andrei Popa. El? Serios? Andrei Popa e Moldovean. Andrei Popa. E poezia lui Alexandrii pe care o găsești, domnul Frunzescu. Ia uite, căciuri de Frunzescu. Frunzescu, spus să-i Frunzescu. Apropo de pădure. Căciuri torsă. Așa, bun. Nu, Andrei Popa este moldovean. Și am și detalii. Deci de are niște culori. Și știu cum se numiți, să știți, județ, pentru că eu discutam cu el. El discuta cu el. Se numea Univers, pentru că erau niște sori descrise. El a trimis poterea. Deci, doamna, asta a fost postată pe o rețea internațională de fotografi amator, al cărui președinte este japonez. Și mi-au dat like-ul, pot să vă și arăt. Deci, eu vreau să-l popularizez pe iubirea mea, că așa m-am văzut când vorbesc de lor, iubirea mea, că îți prietenește, se zice, ia iubirea mea. A sărit repede, și-a luat-o la fugă. Cu toate tablourile lui. Dar aș vrea și grafica, pentru că făcea niște grafică fantastică. Scria foarte frumos. Și scria, deci, eu știți ce fac mai noi, eu fac fotografii, de fapt mai îndemult. Și sunt membra ASE, Asociații Internaționale. E lungă. Serios, și sunt foarte apreciat. Deci că semănați foarte mult, da, din toate. Am suflete identice, da. Și păcat că nu am rămas în continuare împreună. Aici, ca atâtare, așa l-am avut. Deci, stați așa, deci. Haiduc înseamnă lotru. Lotru înseamnă hoț. Înseamnă hoț. Înseamnă banuri. Hoț, da. Așa, și ia să citești în monografia celor de la Drăgășani. O să rugăm pe Georgiana să ne trimită... Ia uitați ce culori. În monografia. Da. Ia uitați ce culori. Deci toate astea sunt detalii, că eu le-am trimis pe WhatsApp, este o asociația asta internațională. Uitați ce culori. Deci am dat și detalii, adică porțiuni. Da. Și am zis să bită fi univers, adică bucată de univers, o porți mică. El mi-a zis, noi ne ziceam hani, așa ne arătam. Hani, zic, uite, aici am făcut mai mult sori, soare. Da. Am zis eu, o porțiune, adică așa i-a zis el, o porțiune de univers. Da. Uitați ce culori, stai puțin. Așa, stai puțin. Nu, ce am surprins. Nu, poți să citești că, de exemplu, foarte frumos. Au apărut acum pe perioada post-decembristă, vreo trei ediții. Mai sunt. Ia uite, stați că vă povestesc, dar nu, haideți să terminăm cu... Ia uitați ce splendoare aici. Nu știu, poate sunt îndrăgostită, poate nu chiar așa. Dar știți ce mi-a zis cineva? Că seamănă cu stilul lui Sabin Bălaș. Poezia 10 mai. Nu știu, da. Era foarte talentat, din punctul ăsta de vedere. Știu, deci, doamnă, omul ăsta, vorba, îi spuneam eu ce nu așa. Mamă, Dumnezeu l-a dăruit și pe frumusețe fizică. Și cu o deșteptăciune, eu îl veneram inteligența. Și talentat. Și foarte talentat, foarte sensibil. Deci un om cu totul și cu totul special. Cum să vă spun, ne potriveam? Îi zicea că ne completăm. Da, ca o mănușă. Ca o mănușă. Așa. Din anii 30 și în perioada interbeșteri. Uitați, ăsta se numește. Deci ăsta are niște culori înnebunitoare. Ia uitați ce culori poate să aibă.
se numește Himere, dar asta e doar o parte din el. Stați puțin, ați pozat, da? Ia uitați dumneavoastră, deci practic e vorba de un bărbat care stă la un birou, ați văzut acolo cu o lampă deasupra, și toate himerele, adică gândurile, care sunt... Da, în capul. Da, deci știu precis pentru că el mi-a zis că astea sunt titlurile, adică da, l-am închis, l-am închis, din păcate. Vedeți că nu inventez. Asta este. Adică peste ochi. Asta da. Este, doamnă. Și asta a provocat o nu știu dacă seamănă cu mine în tablou ăsta, dar când iar, mă, mă jur, eu sunt. Și e un cap culcat. Eu sunt. Da. A, iar, iar l-am închis. Nu nimic. Trebuie să, vreau să-l întorc ca să prind lumina și... Da. De unde sunt alături? Nu știu, pe cineva a impresionat, zice, cum, Iisus Hristos culcat, adică a fost impresionat, nu știu dacă neapărat partea artistică, cât ideea originală. Culcat, da, orizontal. Da, da, da. Se vede că e culcat. Da, 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 da. Da. Vreți să vedeți și din treburile lui? Da, deci vreau să vă spun, una este informația teoretică pe care poți să o ai și alta este cu ce te-a dăruit Dumnezeu, pe care uneori suplinește cu prisosință informația teoretică. Asta am vrut să spun. Da, doctor, da. Da. Goh, când a plecat în tatăl, nu a renunțat... Nu, nu, Gauguin, nu, Gauguin. Am crezut că Van Gogh. Nu. Ăla și-a tăiat urechea că avea săracul, avea o tulburare psihică, ca? Da, el nu era sântosmit, da. Dar el a fost... Din Salvador Dalí n-a fost sântosmit. Și când a fost în Tahiti, nu renunțase complet la contabilitate, era reprezentantul statului olandez acolo. Nu, 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 nu este adevărat. Nu? Dar au citit luna și doi bani jumate al mom, a fost pe englez, și o să vedeți că nu, renunța total.